Imagini șocante în Ilfov. Un tânăr a fost surprins pe plafonul unei mașini care se afla încă în mers. Distracția periculoasă l-a costat pe băiatul de 20 de ani un dosar penal, mai ales că nu deține nici permis de conducere. În imagini se vede că băiatul stă pe mașina care, deși mergea cu viteză redusă, ar fi putut provoca un grav accident. Acesta are o poziție sfidătoare și pare foarte mândru de fapta sa. La un moment dat, șoferul teribilist a coborât de pe mașină și a continuat să meargă pe lângă autoturism, până când acesta s-a oprit. Abia apoi s-a urcat la volan așa cum ar fi fost normal. Incidentul s-a petrecut pe raza comunei Ciolpani, iar polițiștii s-au autosesizat în acest caz. Din cercetările anchetatorilor a reieșit faptul că tânărul a împrumutat mașina de la un prieten, iar acum sunt amândoi cercetați pentru faptele lor. Băiatul care a împrumutat mașina are 18 ani, iar șocant este că a acceptat să dea mașina prietenului său, deși știa că acesta nu are permis de conducere. Polițiștii din Snagov au deschis un dosar penal în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încredințare a vehiculului unei persoane fără permis.